having to have my notes to look at that at night and I can just push along and use the support of all of it. I said, I'll stand up with it. And I think it's been a couple of years since I was standing up on the same room and not be speaking like I am. I don't know of any things in it that I'm doing with pretty much. I'm going to take that and listen to this video on the app. I guess they're off what they're listening to this video. What's on your mind? You know, do that much.
care nu atât de întrebător este că de aici este pe tine, pentru că atunci când mergem la care arată foarte bine mine. Când am întrebat la urmă vostru o să vedea că bine arată, am făcut la poartă mai bine pe mine. La 35 de credere, așa este încrezător. Le-am auzit mai multe răzmini care zică, asta e bine și mai este. Nu e super bun, nu-mi place de ea. De ce stai așa pe loc corespondiția? Nu stai bine, nu stai nervos ca mine, sau că am făcut răzmini încrezător. Vreau să vă gândiți că domnul Martin astăzi, lângă la tine, că este o animală de obiect, nici la 115 kg de muși, nu mult, și pare că fie farmacie de la de testeroi. Dar ce o fac? Ce pare asta testeroi? O divanidă care nu se vede, nu-mi place ce asta după fapt, dacă îi vezi, toată să te imagina, să facă un exercițiu de imagina. O divanidă care nu se vede gripul de muși, are pătrățele de tinit un gras, și abia nu este să stai în spate, dacă nu știa. Trebuie să fie asta să nu scapă și cine s-ar apleca la publica să intru, nu? Tu ar sta, să zicem că ești social și inteligent, deci asta trebuie să se întâlnească în care să așa. Să zicem. Omul ăla, asta de, vă am vorbit greu, vă spun și vă spun, vreau să vă explică ceva, dar nu s-a mișcat foarte mult că și la ca un fan al este registrat după la mine, deci după o bană. Vă rău să vă imagina asta, cum am cazul unei doamne, o spință frumoasă, stupră, îmbrăcată îmbrăcată la fel de elegant ca ea, care stai și vorbește. Nu ar fi puțin mai înaltă decât gorila asta cu 35 de kg. Dar dacă nu va avea niște gesturi cu exagerate, în afară că nu se sunește să se rădătească corect, și nu va sta ca o spântă de piață. Va avea niște gesturi schimb și se va lăsa că se va simți ea că este necesar. Și pe ce vreau să zic, părerea mea este că s-a băgat cumva, vorbind de o era paradigma asta stupidă, că trebuie să nu-și mă uit pe piele ca să fiu un comunicator bun, când de fapt părerea mea este că trebuie să nu-și exact pentru a câștiți să te experimentezi. Mulțumesc!